cu O, B minus F, B. Și de aici rezultă că cine este D, O minus? Și rezultă că O egal cu OE. Așa. Deși el nebunește când îi arăți așa. Da. Profesorul, știi cum stă? Și ia ce frumos redactează. Le astea le-a avut cum ăstea două. Scade membru cu membru. Mi-arată că de aici DO minus DF îi dă FO. Cealaltă i-a dat DB minus EB OE. Iată că a arătat asta. Sub ea, sub ăstea două, pui cealaltă egalitate de adică pe cine o pui? De mai sus. Pe că AO AO cu OC. AO congruent cu OC, da. Și acum, din cele două acoladă, rezultă că paralelograterul așa. E că fie paralelogram. Așa. Așa trebuie redactat. Trebuie redactare oglindă. Deci, pur și simplu, stă și se spune, băi, ce fain mă redactează. Mă. Mai mare dragul, zici, să citești asta. Când arunci o relație într-un colț, altă într-un colț, nu înțelege, nu știu ce, stai și își vede treaba. Și n-a înțeles. Dacă ne redactezi așa, că tu asta le aveai, e scăzut membru cu membru, ți-au rămas bucățica aceea, care este tot mai fuo și oie, nicoace. Poți să pui chiar de desubt aici. Sub ea pui că DO minus e, DF este de desubt OF. Da. Da? Pui o acoladă și pui o fui. Din coace pui pe cealaltă. O e. Da. Ca să vadă el de ce a rezultat. Și de sub ai pus cealaltă care avea mai sus. Da? Și atunci ai așezat condițiile că diagonale s-au jumătățit și ai conform proprietății acelea că figura astfel găsită îi paralelogram. Da. Și să termină povestea. Ce mai era aici? Așa. A, și iar că O e în mijlocul, dar O e în mijlocul de aici a ieșit, când ai zis că F, O este cât O e, din scăderea da, asta. Da. Deci de aici poți să spui și punctul A rezolvat acolo. Da. Punctul A rezolvat. Iată că am redactat corect și aici. Deci să ținem cont că ori de câte ori o problemă nu merge, nu merge pentru că nu citim cu foarte multă atenție ipoteza. Alte da. Probleme, te rog. Hai, mai vedem una, că vreau să văd cum reacționez la, așa, la prima citire. 29. Punem problema 29, o citim amândoi deodată. Am și eu emoții, ai și tu emoții. Fie rombul ABCD și punctul E situat pe latura AB. Deci, în ipoteză încearcă. ABCD romb. Da. Și punctul E situat pe latura AB. Astfel încât unghiurile ACE și BCE să fie congruente. Deci, pune de sub, ea aparține... De AB. Da, aparține. Astfel încât... unghiul ACE... Unghiul ACE, da. Congruent. Cu BCE. Așa. Măsura unghiului, că e egală cu măsura. Sau invers, zicem, unghiurile congruente. Așa. Măsura unghiului BEC este egală cu 15 grade. Calculați măsura unghiului ABC. Concluzie? Așa. Ia să vedem. Păi trebuie să desenăm rombul. Da. Acum ai învățat. Sigur că da, cele mai mari să nu fie egale. Da? Diagonale să nu fie egale, că atunci într-un caz particular ce va fi? Va fi pătrat. Va fi, da. Bun. Așa ca matematicieni ce suntem, nu le luat egale, nu s-au înjumătățit.
Da? Se duc o leacă mai deci, mai sigur că da. Nu ne permitem. Știm că diagonalele trebuie să înjumătățească. Deci când iei perpendiculare, ei s-au înjumătățit. Așa. Și iată cum ți-a ieșit figura. Spune că E aparține de AB, astfel încât ACE să fie egal cu... Adică se duce oarecum bisectoarea unghiului ACB. A? ACB. Tu citești încă o dată cu atenție. Deci, eu ăsta pe AB. Pe AB. Pe dreapta AB, o fi mai sus, mai jos, nu știu. Dar nu oricum. Da. Astfel încât unghiul ACE, ACE, să fie egal cu unghiul care? BCE. BCE. Adică să ducem bisectoarea unghiului ACB. Corect. Acum am înțeles, nu? Da. Deci iau așa fel încât unghiurile acestea să fie congruente. A cu E, cu E. Și știm că unghiul B, E, C, adică acesta, e de 15 grade. B, E, C, e de 15 grade. Adică acela de sus de acolo, B, E, C, este de 15 grade dat de autor. Și îmi spune în continuare să aflu măsura unghiului A, B, C. A, B, C. Tot unghiul A, B, C. A, B, C. Deci unghiul A, B, C. Care este cât unghiul care? Cât unghiul A, D, C. A, D, C, corect, suntem în... Romb. Romb, corect. Mai știu că nu-i degeaba romb diagonale și acestea sunt perpendiculare. Nu? Da. Așa. Dacă ar fi să ne gândim la triunghiul ABC. Triunghiul ABC. Da. Ce fel de triunghi este? Isoscel. Este un triunghi isoscel. Fiindcă AB e cât BC, nu? Da. Și... Și triunghiul BC, să zicem aici, O, e egal cu triunghiul BAO. BCO. Și BO este mediatoare... BO este mediatoarea lui. Mediană, înălțime și bisectoare. De toate, nu? De acord cu asta. Ce suntem în situația în care nu ne vine nicio idee, nu? Da. Dar hai să ne luăm din noi. Din cauza noastră nu ne vine idee. Ce spunem?
mai repetăm o dată ipoteza. Sigur, o dată, două ori, șapte ori, nouă ori, când vine vreo idee. ABCD romb, asta înseamnă că toate laturile sunt congruente. Da. Unghiurile opuse sunt congruente două câte două. De acord. Diagonalele se înjumătățesc și sunt perpendiculare. Corect. Corect. După aia, ei aparține de AB astfel încât unghiul AC să fie congruent cu unghiul BC. Adică CE este bisectoare, da? Da. Și mai dă din triunghiul CEB în triunghiul CEB. Unghiul acela de sus este de 15 grade. Da. Ești convins că putem face problema? Nu ești convinsă? A, bă, gata suntem. Ne rupe problema în momentul ăsta. Este ca atunci, ți-am mai spus de atâtea ori, când pe mare mergea Petru, nu? Și când s-a îndoit o clipă, s-a dus la fund. Da. Deci dacă noi nu avem credința că o reușim, deci trebuie să credem cu toată ființa noastră că o reușim problema asta. Deci, repet, dacă nu suntem convinși că o reușim, nu ne ducem la bătălia asta. Ca și cum n-ai avea armă și te duci să te bați cu unul care are armă cu lunet. Iar începem. Cum începem? Mai citim o dată ipoteza. Deci, într-un limbaj al nostru. Romb, nu degeaba. Diagonale perpendiculare, toate laturile egale, toate așa se-mi vin așa în minte. Știi cum? Vijelii. Toate vin pe în mintea mea, se așează și... Diagonale bisectoare. Diagonale sunt bisectoare, nu degeaba. La unghiurile alăturate sunt 180 grade. E paralelogram. Da. Adică tot unghiul C și cu tot unghiul B... Sunt 180 grade. Asta știm. Deci tot C-ul și tot B-ul, ia să scriu noi. Măsura lui C plus măsura unghiului B. Da. Așa fac? 180 de grade. Asta e fără discuții. Din cauza suntem în paralelogram. Da. Oare cât ar reprezenta unghiul ăsta între unghiul B, C, E, în care avem un unghi? În B, C, E. B, C, E. Suma unghiurilor cât face? Într-un triunghi. 180 grade. Adică ai putea să spui în triunghiul. Ia să redactăm. În triunghiul. Ai simțit ceva? Da. Ia să vedem. În triunghiul. B, E, C. Da. Avem unghiul C, E, B. C, E, B, da. De 15 grade. Așa. Și din asta rezultă prin suma măsurilor. Hai să scriem că suma toate, nu, să zicem că știm că suma măsurilor fac împreună 180. Deci spunem, în triunghiul acesta, măsura unghiului. Măsura unghiului CEB plus măsura unghiului EBC. Da. Plus măsura unghiului BKE egal 180 de grade. BKE egal cu 180 de grade. Și știm deja așa, că e 15 grade. Așa, plus măsura unghiului B, cum l-am notat mai pe scurt. Plus măsura unghiului BKE. Da, plus măsura lui BKE. Egal cu
Acum. Trebuie să ne legăm de chestia asta, că sunt suplimentare. Sigur că și de aceea. Că dar... unghiul C e plus unghiul B fac 180 de grade. Așa. Dar ce n-am folosit din ipoteză deloc? Că A că e egal cu B că e. A că e? Adică că C e bisectoare, da, nu? Ia să zicem. Cum C e bisectoare? Rezultă că unghiul EQB e congruent cu unghiul EQA. EQB congruent cu, adică EQB, de care ai tu văd că nevoie undeva, EQB ar fi jumătate din unghiul BQA. Da. Deci de aici rezultă că EQB măsura lui EQB, da, egal cu EQB cu jumătate din care din măsură? Măsura lui B. Nu. EQB. EQB, adică ăsta de aici, jumătate din care unghi, dacă i-am dus bisectoarea? Din AQB. Sigur că da. Egal cu AQB pe 2. Măsura lui AQB. Da. Egal cu măsura lui AQB pe 2. Dar AQB. AQB. AQB plus B egal cu